Deși în urmă cu ceva timp Flavius Nedelea se declara un bărbat fericit în brațele Ana Mariei Prodan, după ce relația lor a luat sfârșit, omul de afaceri nu a stat prea mult timp singur. În urmă cu puțin timp, pe contul Iuliei Sălăgean au apărut mai multe fotografii cu diverse buchete de flori, însă nimeni nu a știut cine este, de fapt, bărbatul care o răsfață. Abia acum, când s-au fotografiat împreună, au oficializat povestea de dragoste pe care o trăiesc. În urmă cu ceva timp, Iulia Sălăgean dezvăluia și cum arată bărbatul perfect în ochii ei. Pe atunci spunea că gesturile mici și atenția la detalii reprezintă principalele aturi, când vine vorba despre un posibil iubit. Eu sunt reală mereu și cu tine acum, și cu prietenii mei, și într-o relație, și dacă cunosc pe cineva, îmi place să fie el, contează și atențiile, da. Eu pun preț pe ea atențiile astea de gentleman. Foarte rar mai găsești bărbați care să-ți deschidă portiera la mașină, să-ți tragă scaunul când te așezi pe scaun într-un restaurant sau să-ți ia jacheta, spunea Iulia Sălăgean.